Salut și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. De data asta suntem în Paris și vom merge la Ubisoft. Bine, asta se va întâmpla mâine, dar voi include totul în acest vlog. Vom merge la Ubisoft pentru a vedea un nou joc. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă plac astfel de vloguri și mai vreți și alte vloguri pe canal, bineînțeles. Dar ceva special în acest vlog, vom merge pe Turnul Eiffel. Știu că data trecută când am fost în Paris nu am vizitat Turnul Eiffel, din păcate n-am reușit să ajungem acolo. Până sus, am mers fizic la Turnul Eiffel, dar n-am ajuns până sus. De data asta vom merge acolo și vom vizita. Zine. Suspectez. Suspectez? Suspectez. Da, ești pisica pe aici pe un fundal, dar vom merge acum, cred, să... Unde mergem? Mergem la Turnul Eiffel, nu? Da. Hai să mergem. Hai să-l vedem. Hai. Da, vremea de aici nu prea e așa de strălucită. Adică, nu știu, e ciudată vremea, pentru că, uite, de exemplu, noi când am venit, ploua. Dar de asemenea era foarte cald. Iar acum o să observați pe jos faptul că plouă. Adică nu plouă, dar gen e umed. Dar voi știți ce căldură e? E înăbușeală de aia, știi? Și e ciudat. Adică, da. Oricum stăm în același hotel în care am stat și data trecută. Doar că stăm în altă clădire. Că v-am zis, hotelul ăsta e ca un mini orășel așa. Și are mai multe clădiri. E bine, noi stăm acum într-o clădire, una mai apropiată de ieșire. Și asta e un pic mai bine, pentru că putem să ieșim repede, să fugim în caz de ceva. Nu? Zic și eu, poate e nevoie să fugim în caz de ceva. Să închidem aici, fain frumos. Și să mergem! Haide! Bă, dar ia cardurile! Aglomerație aici, dar ne îndreptăm spre turn, sus de tot. Și după vreo oră și jumătate, ceva de genul, nu? Cred că am stat cam o oră. Am reușit până la urmă să ajungem sus de tot, la ultimul nivel. Și arată absolut incredibil de aici, trebuie să vedeți, chestia asta este... Bine, au geamuri, pentru că dacă n-ar avea geamuri, cred că ar fi o problemă. La etajul de sub, te lasă liber, dar acolo bate vântul foarte tare, dar aici au geamuri și e foarte ok să te uiți pe geam și să vezi priveliște, știi? O să vă arăt imediat și nivelul de jos, unde o să bată vântul și probabil o să se audă destul de urât, dar hai să vă arăt acum cum arată zona asta de aici. Deci uitați-vă puțin. Arată absolut incredibil de aici de sus, frate. Dar ți se face rău așa puțin de când te uiți. Știi, adică parcă ți se face rău. Bine, e murdar geamul ăsta de aici, deci nu se vadă foarte bine, cred. Dar e demențial. Iar aici e nivelul 2, unde e un pic uleț mai jos, dar tot destul de mișto e și aici n-ai geamuri, așa că poți să te uiți direct la nebunie. Uitați-vă și voi cum arată de aici. Bine, e mult mai jos față de ce aveam înainte, dar măcar e în aer liber, știi, și poți să te uiți așa mult, mult mai bine de aici. Ai și chestiuțe de asta dacă vrei să le folosești, bineînțeles. Înseamnă că aminte de alea din GTA, știi? Super tare! A meritat până la urmă experiența asta, adică a durat destul de mult să ajungem aici sus, dar odată ce am ajuns, priveliștea e absolut incredibil, așa că vă recomand, dacă aveți această posibilitate, să stați la coada asta totuși, pentru că merită. De asemenea, mai mâine, de fapt, eu o să trebuiască să mă duc la evenimentul de la Ubisoft. Asta veți vedea tot în vlogul ăsta, așa că stați până la sfârșit. Deci o să le combin, practic, noi stăm aici două zile. Dar voi veți vedea două zile combinate într-un singur vlog, ceva de genul ăsta, da? Acum vom căuta și noi ceva să mâncăm. O să trebuiască să coborâm din turn și să căutăm un restaurant pe aici prin zonă, să vedem dacă găsim ceva interesant. Ia să facem, review. Da, n-am mâncat ceva. Dar de care vrei? Nu știu cu ce sunt. Bă! Sunt ale mele. Ba nu. Ba da. Ba nu. Salut. Yeah, thank you. Toată lumea aplaudă.
chestia asta cu flash-urile o face doar o dată la nu știu cât timp. Înțelegi? Și e destul de rară, cică. Ce frumos e. Și asta se vede din tot Parisul. Hai să vedem ce am luat aici, nu? Zic și eu. Sunt ale mele. Nu! Da, sunt scumăcit. Oh, Doamne. Are gem înăuntru. Așa ai, pare. Ai, cu gem. Așa pare, gem de căpșună. Nu, dar pe aia ta. Am și eu. Nu, eu vreau eu pe aia. Mam! Te duce? Vreau eu pe aia. Mamă, ce bun e asta. Aia e ciocolată neagră, nu se-mi place. Și ceva de genul ăsta arată pe pica de astăzi. Bă, arată bine burgerul ăsta. Burger. Bine, e un cheeseburger cu bacon. Ia te face poze la mâncare. Bă, termină! Te-am prins? M-a prins. Și cu cartofi ori prăjiți. Și cam atât pe ziua de azi. Acum următoarea chestie pe care o să vedeți o să fie mâine la evenimentul Ubisoft cu joculețul ăla. O să ne jucăm jocul, o să aflăm mai multe de la developeri. Dar da, pentru seara asta eu zic că a fost suficient. Și ne auzim dimineață. Și iată că am ajuns și la eveniment, suntem aici la Ubisoft și după cum vedeți pe fundal acolo, l-avem pe Mario și cu iepurașii. E vorba despre Mario plus Rabbids. E un joc destul de interesant și combinația asta mi se pare interesantă. Hai să vedem ce au ei pe aici, să vedeți și voi. De exemplu, au un iepuraș aici, care e costumat ca Mario și are o armă destul de drăguță. Chestia asta e atât de mare, știi? Asta e cât un om de mare. Foarte, foarte interesant. De fiecare dată îmi place în momentul în care ajung la evenimente de genul ăsta, că au chestiile astea, da? Astea mi se par cele mai tari chestii. De asemenea, aici, o să vedeți că au și alte jucărioare. Deci uite cât de șmechere sunt, frate. Bine, asta e o jucărioară de asta, dar în varianta mică. Bă, nu știu, sper să se poată să le putem cumpăra sau ceva, că tare aș vrea să-mi pun și eu una de asta pe birou. Deci, mai chiar sunt, frate. Și acum urmează să ne jucăm cu Nintendo Switch, joculețul. Să vă arăt și niște gameplay, bineînțeles, pe fundal. Dar hai să vedem cum e. Hai să vedem cum e jocul. Ideea jocului e destul de interesantă și anume tu ești Mario, te duceai spre Castelul Prințesei și dintr-o dată a apărut un vortex care a lansat o grămadă de iepurași în lumea ta. Și acum tu va trebui să scoți acești iepurași pentru că sunt răi și vor să creeze numai probleme și trebuie să-i scoți de aici și să-i distrugi. Mi s-a părut destul de interesantă ideea și cu siguranță asta deschide multe posibilități. Faptul că, vedeți, iepurașii care erau din jocurile celor de la Ubisoft au intrat practic în lumea celor de la Nintendo. Bine, avem și niște iepurași care sunt de partea noastră, care sunt costumați în caracterele celor de la Nintendo, dar în general majoritatea iepurașilor din joc vor fi răi. Vedeți că e un joc cu multă tactică, ei l-au denumit ceva de genul aventură și tactică pentru că va trebui să te poziționezi foarte bine după anumite obiecte și va trebui să tragi. Dacă ați mai jucat vreodată un joc de genul XCOM, cu siguranță veți fi direct acasă în acest joc, ca să zic așa. O chestie interesantă pe care n-am mai văzut un alt joc de genul ăsta e faptul că poți să colaborezi cu alte caractere, de exemplu dacă ți-ai pus un caracter undeva la o stâncă și apeși pe alt caracter, poți să sari de pe caracterul ăla să te ducă mai departe decât ai putea în mod normal. De asemenea, cu joculețul ăsta, băieții la Media Galaxy vor avea o ofertă foarte interesantă pentru voi. Aveți un cod de reducere și asta a fost posibil cu ajutorul celor de la Best Distribution și celor de la Ubisoft, așa că le mulțumim celor implicați. Dar aveți un cod de reducere pentru jocul ăsta dacă vreți să vi-l cumpărați mai ieftin și am impresia că e singura reducere pe care o veți lua, așa că da, dacă aveți Nintendo Switch și vă interesează Mario și Rabbids, cu siguranță puteți să profitați de această ofertă. Ați văzut, am bătut aici toate caracterele și trecem mai departe. În momentul în care tu termini o bătălie,
ești într-o lume deschisă, e un fel de open world și poți să te duci unde vrei să faci ce vrei. Bineînțeles, dacă mergi mai departe și întâmpini din nou inamici, cum s-a întâmplat în cazul de față, trebuie din nou să te pregătești și să te duci la luptă. Și, pac, ne ducem din nou, ne poziționăm caracterele și... asta, practic, e toată ideea jocului. Acum, veți avea bătălii cu boși, va trebui să vă faceți o compoziție de echipă foarte bună, adică poți să-ți iei în echipa ta pe cine vrei, poți să o iei pe prințesă, poți să îl iei pe Yoshi, poți să faci tu să-ți faci echipa cum vrei. Singurul caracter care trebuie să fie mereu în echipa ta va fi Mario, știi? Și na, asta e de așteptat, pentru că și Nintendo vrea să aibă măcar un caracter activ mereu și până la urmă numele lui Mario e în titlul jocului. Dar... vedeți, uite, momentan pe ecran asistați la o misiune în care trebuia să ajungem la o destinație și erau foarte, foarte mulți inamici, apăreau la infinit și aici eu am făcut odată o greșeală în care am stat foarte mult în zona asta și nu mi-am dat seama că dacă stai aici nu poți să treci mai departe. Deci aici pur și simplu trebuie să fugi de inamici, vedeți, ei sunt foarte rapizi, vin și pur și simplu te fac praf dacă nu fugi. Dar... Cu mult noroc și cu sfaturi de la developer, vedeți, am reușit să duc un caracter pe acel punct și în momentul în care am făcut asta, pac, victorie. Deci sunt mai multe tipuri de misiuni pe care le poți face. Și bineînțeles, aici, vedeți, asta se numește Spooky World. Este o nouă lume, o lume care a fost dezvăluită recent. Dar sunt mai multe lumi în care te poți duce. Fiecare lume, din ce am înțeles, ar avea un fel de boss battle la sfârșit. Nu cred că asistăm aici la un boss battle, dar da. De asemenea, vă mai puteți juca și în modul co-op. Acum pe ecran o să vedeți faptul că mă jucam în co-op cu un coechipier de acolo din sală, un alt youtuber, dar un youtuber din străinătate. Și vedeți, dacă vă uitați pe lateral în stânga, veți observa faptul că avem Team 1 și Team 2. Practic, Team 1 e el, adică el acum juca el, iar Team 2 eram eu. Fiecare ia controlul la câte două caractere și, bineînțeles, fiecare își alege caracterele la începutul jocului. Faza cu co-op-ul e că dacă cumva coechipierul tău nu colaborează suficient de bine cu tine și el, de exemplu, își pierde caracterele și moare, atunci, practic, ți-a pierdut ție jumate din șansa de a trece nivelul. Și asta poate fi un pic cam aiurea, dar bineînțeles, când te vei juca jocul ăsta, vei juca cu cineva probabil apropiat undeva, uite, de exemplu, poate să joc cu pisica sau poate să joc cu cineva cu care pot colabora foarte bine din punctul ăsta de vedere. Per total, mie mi-a plăcut joculețul ăsta, dar mie îmi plac jocurile astea de tactică, ați văzut că am mai postat și altele pe canal în trecut. Ideea e următoarea, orice companie mare care vrea să înceapă să facă jocuri pentru Nintendo Switch este binevenită, pentru că consola aia, în opinia mea, este o consolă care a început să prindă tracțiune destul de mare. Înainte, la început, știi, erau doar jocuri de la Nintendo și chestii de genul ăsta, dar acum mult mai multe companii au început să fie interesate. Iar Ubisoft este o companie imensă, iar dacă băieții ăștia s-au apucat să facă jocuri pentru Nintendo Switch, eu unul sunt foarte, foarte mulțumit și abia aștept să văd ce alte jocuri vor mai apărea de la ei pentru această consolă. Joculețul ăsta, v-am zis, o să vi-l puteți cumpăra de pe Media Galaxy. Am impresia că vă puteți deja precomanda jocul dacă doriți să faceți acest lucru și v-am zis, aveți un cod de reducere. Veți avea codul de reducere atât pe ecran în momentul de față, cât și în descriere. Deci dacă vreți să luați mai ieftin, dar să știți doar că jocul ăsta va fi exclusiv pentru Nintendo Switch. Deci nu pentru PC, pentru PS4, pentru Xbox, pentru nimic altceva, doar pentru Nintendo Switch. Oricum, le mulțumesc foarte mult băieților de la Ubisoft pentru că m-au invitat până în Paris pentru a verifica acest joc. Poate o să mai facem un episod cu joculețul ăsta, având în vedere că am filmat, cred că am filmat în jur de vreo 2 ore de gameplay și sunt multe chestii pe care nu am apucat să vi le arăt acum pe scurt, dar poate vom face ceva mai mare, mai lung zilele astea să vă exemplific mai multe elemente din joculeț. Dacă mai vreți vloguri de acest gen, nu uitați să apăsați butonul de like, o să am niște surprize pentru voi zilele astea, nu zilele astea, dar oricum luna asta cu siguranță o să fie niște chestii interesante. O să vedeți, am multe chestii pregătite pentru voi, dar trebuie să avem răbdare cu toții. Oricum, noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!